Doamnelor și domnilor, bine ați venit din nou la Politica la Iași. Intrăm pe ultima sute de metri a actualei legislaturi. Un bun, un bun pretext și un bun motiv pentru a ruga parlamentarii ieșeni să încerce scurte bilanțuri. Astăzi în studio doamna Cristina Nichita, deputată al Partidului Social Democrat. Bine ați venit, doamnă deputat! Bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitație și pentru prilejul pe care mi-l oferiți Bun. De a trece la raport. Da, bun, sigur. Acest bilanț va, va ocupa o parte a emisiunii noastre. Sunt multe lucruri de discutat și la timpul viitor, și mai sunt și alte de la timpul prezent. Eu v-aș propune, pentru că știu că ieri ați avut o zi, o zi plină în Parlament, presa a vorbit, se preconizau pași înainte cu anumite legi puțin mai discutate. Să vedem ce s-a întâmplat ieri la cameră și ce credeți că va urma în scurta perioadă de timp rămasă până la campanie? Era, a fost, noi am avut o zi relativ scurtă la cameră pentru că la fiecare început de sesiune parlamentară, votăm componența grupurilor, componența și reprezentativitatea în Camera Deputaților, vicepreședinți, președinte și toate celelalte. Deci a fost un vot scurt. Am avut întâlnire de grup parlamentar, Senat, Camera Deputaților. De fapt, așa au avut toate formațiunile politice. Început de sesiune parlamentară, mai avem doar o lună și jumătate, două, după care intrăm în campanie electorală, ceea ce înseamnă organizare, organizare Organizare, atât din punct de vedere al ultimilor inițiative legislative pe care noi intenționăm să le promovăm, să le votăm, să le dezbatem, și cât în ceea ce privesc parte de acțiuni politice în care noi ne angajăm în această perioadă de pre-campanie. S-a vorbit și bun, toată lumea așteaptă să vadă cum va trece acea inițiativă referitoare la, hai să spunem în ghilimele, imunitatea avocatului, de fapt confidențialitatea raporturilor avocat-client. Sunt niște politicieni care sunt și avocați și care, despre care se vorbește. Știu că sunt ceva speculații, am văzut și eu ceea ce și dumneavoastră cunoașteți mai mult din presă, nu sunt membru al Comisiei Juridice, nici profesia mea nu este orientată nu. către la juridic, către juridic și chiar nu, nu sunt în direct interesată da. de acest aspect. Speculații cu referire la faptul că își pot vota, da. știu eu, avocații facilități sau avantaje pentru ei, da. mă refer la colegii mei care sunt și avocați, Chiar, chiar nu, am, nu am intrat în detalii pe acest subiect. Dar, dar credeți, noastră, ca parlamentar, că aceste luni ne vor rezerva surprize în ceea ce privește, hai să spun așa, funcționarea justiției. Eu nu spun acum că e foarte bună, foarte rea sau potrivită. Modificări pe linia aceasta? Uh, au, fost, au fost discuții, ceea ce eu vă pot spune că în grupurile noastre parlamentare ieri s-a discutat mai mult cum să promovăm politicile sociale, uh, ceea ce pe noi ne-a ne făcut. Uh, cu sunt un... convins. Sunt, e sunt sigur că da. Și ceea ce putem face bine pentru oameni. Nu s-a discutat cum de să propuneri, de propuneri. Cum pentru... să scăpăm pe X sau să-l înfundăm pe Y. Da, nu? Doar ce proiecte avem, proiecte care sunt deja inițiate, care. Au fost deja în dezbatere la Senat și în Camera Deputaților e Camera Decizională sau invers și să începem să comunicăm deja de luni de inițiativele legislative care au impact pentru populație. Asta este ceea ce s-a discutat. Nu numai că suntem în campanie electorală, până la urmă noi suntem socialdemocrați și preocuparea trebuie să fie așa cum esențialmente eu sunt socialdemocrată și preocuparea mea este către viața socială și către tot ce înseamnă măsuri de îmbunătățire a vieții sociale. Indiferent că vorbim de administrația mică, la noi, la Iași, sau de administrație centrală și vorbim de măsuri cu impact da. național. Rămânând la Parlament, ce proiecte, să spun, vă interesează în primul rând din această categorie a proiectelor cu impact social de care vorbeați? Așa cum am vorbit și am transmis șenilor și în raportul de activitate pe care l-am făcut pe ultima sesiune parlamentară și în raportul de activitate pe ultimii patru ani sau, mă rog, pe acest mandat, inițiativele legislative inițiate de mine care sunt acum în dezbatere, unele dintre ele în dezbatere la Senat, altele dintre ele au, de au trecut deja de Senat și uh, vor fi dezbătute în comisiile Camerei Deputaților. Uh, sunt câteva inițiative uh, legislative cu impact mare. Uh, Prima și cea mai importantă este major, majorarea valorii tichetului de masă, de la 9,41 de lei la 13 lei. Aveți consens politic pe această inițiativă sau e doar zic, stânga pentru, dreapta împotriva? Senatul, Senatul a votat această inițiativă legislativă care îmi aparține cu 77 de voturi pentru o abținere. Este chiar în ultima, ședință, Bun, chiar acum în ultima la, ședință. Acum, uneori, hai să spunem așa, ori PNL mai face un pas la stânga dumneavoastră sau mai face pas un pas la pas la, dreapta. la dreapta lui. Da. Uh, Să știți nu, că nu. eu cred că la nivel parlamentar ceea ce se întâmplă și când există consens politic pe anume inițiative legislative sau panica asta că, uite, oricum ar susține PNL-ul și votăm și noi sau oricum susține PSD-ul și atunci votează PNL-ul ceea ce e, noi având majoritate sau în altă, în altă ordine de idei ei venind alături de noi ori dacă nu chiar... chiar Chiar există consens pentru că noi suntem cu toții da. interesați și ar trebui da. să fim cu toții interesați da. de bunul mers. Da. Trebuie să vă întreb, e mai mare acum acest consens, mai puternic înainte de alegeri decât a fost pe parcursul legislaturii, a... sau așa a fost mereu? A, nu, nu, acum nu este mai mare. Acum chiar așa. sunt da. chiar sunt divergențe Aha. vizibile, dar cred că, la această, raportat la această inițiativă, toată lumea este conștientă din singur aspect. Majorând valoarea etichetului de masă, crești vizibil în casările la bugetul de stat. Îmbunătățești calitatea vieții ca celui care, care beneficiază de această majorare. Da, da. E, iar, e dacă iar dacă ne ducem la antreprenor, iar dacă ne ducem la antreprenor, antreprenorul are nevoie de un angajat, antreprenorul are nevoie de un angajat uh, mulțumit pentru că nu e mult mai mare. Dăm posibilitatea, asta e, pentru prima dată nu impunem 13 lei, dăm posibilitatea angajatorului ca în funcție de veniturile pe care le are și le poate aloca acestor tichete de masă să decidă singur valoarea, dacă este 10 lei, 11 lei, 12 lei sau 13 lei. Este o măsură cerută atât de sindicate cât și de patronate, este o măsură care presează din societatea civilă pentru că de foarte mulți ani valoarea, contravaloarea tichetului da, de masă a, nu a mai a, fost da, mare. Ori Or, eu consider că, vedeți, vorbim de o măsură care are impact economic și social și care operează pe plan național. O altă inițiativă legislativă la care eu am întâmpinat greutăți, inițiativă legislativă semnată de mine în această primăvară, este impunerea, impunerea sistemului bugetar impunerea, să angajeze în procent de... 4%, deci vedeți de această dată cumva o discriminare pozitivă în procent de 4% persoane cu dizabilități. Da. Am mai discutat într una dintre trecutele emisiuni la Politica A... la IA, atunci erați în faza de Hai să spun de, de, dezbatere. de dezbatere. Era în faza de dezbatere. Da. E, acum vreau să vă spun acum vreau să vă spun că eu am depus această inițiativă legislativă având în spate și studiu și documentare. M-am dus și am, am, am urmărit ce anume s-a întâmplat în Europa, ce îmi spun politicile europene. Păi, politicile europene dau doar exemplu Germaniei. Germania a luat această măsură la nivel federal, deci nu de landuri, și au un procent de 8%. Țările nordice, undeva între 10 și 16% impus, ca să poată să fie angajate persoanele mm. cu dizabilități. Da, da. Aici mă refer la faptul că ar trebui construită deci, posibilitatea de, de a da posibilitatea să intre în concurs, da? creezi condițiile de concurs și condițiile de lucru, infrastructura pentru da. ca acele persoane să lucreze. Da. Dar locurile vor fi, hai să spunem așa, rezervate. Deci, a, nu, dacă, asta nu fi, prezintă, dacă nu se prezintă, nu se prezintă persoana cu dizabilitate, atunci intră, orice persoană da, poate da, exact. intra. Dar, Dar în prima știți ce fază, se în prima fază va fi da. o preemțiune, să spunem. Da. Uh, întâmplăm greutăți la nivel de administrații locale care sunt conștiente de faptul în că loc. vor trebui să, să investească pentru a crea infrastructură, Dar Acum uh. noi știm că în multe localități mici, mai ales persoanele cu dizabilități vin și cu un handicap educațional și, să spunem, social devenit, care poate că uneori le barează accesul spre funcții mai înalte, mai bine remunerate. Mentalitate. Mentalitate. Da. Pentru că noi avem absolvenți de studii superioare. Eu am, în momentul în care am lansat această inițiativă legislativă, am invitat alături de mine tineri da. care sunt studenți și care își doresc să aibă o viață normală. Își doresc să fie. să, 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 exact. să normal, li se redea da, -un, um, un oraș, mediu. Problema, problema la care mă referam era comunitatea mică, unde, să spunem, de cele mai multe ori, asemenea persoane sunt și defavorizate din punct de vedere economic și social. Este adevărat, dar să știți că ceea ce vă pot spune, că tot în urma politicilor sociale, Susținute și votate în guvernele Ponta, persoanele cu dizabilități din România, și mă refer aici la familiile care au copii cu dizabilități, beneficiază din acest an a fost votat pe, pe, pe uh, codul uh, în noul cod fiscal această facilitate uh, persoanele, familiile care au copii cu dizabilități beneficiază de facilități fiscale reducerea impozitului la o mașină cu care persoana cu dizabilități deci, poate grave poate fi transportată la casă teren sau la apartament în funcție de asta, vă spun din experiență proprie asta aduce, aceste facilități fiscale, aduce un plus Absolut. persoana cu dizabilitate grave Dizabilitate gravă sau accentuată beneficiază de însoțitor. Însoțitorul este de cele mai multe ori un asistent social sau un membru al familiei. Asta înseamnă că însoțitorul sau un membru al familiei primește o indemnizație de însoțitor, ceea ce înseamnă salariul unui asistent social undeva în jurul a 900 și ceva de lei. Sunt, e un pas înainte, e o sunt picătură într-un în ocean. Sunt pași pentru că România s-a da. angajat. Pe, în vremea guvernului, ultimului guvern Ponta, România s-a angajat pe o strategie de eradicare a sărăciei și incluziune socială, care cuprinde și aceste categorii vulnerabile. Această strategie, în mod normal, ar trebui să ne ajute să creeze politici de incluziune socială, de ocupare forță de muncă. Ar trebui să aibă măsuri, linii directoare, care să ne ajute să scoatem din sărăcie și din excluziune socială 500.000 de, de persoane până în anul 2020. Bun, asta e zona pe sunt care. Angajamente, da, sunt angajamente, da. sunt. Da, o zonă pe care eu o stăpânesc da. și, de fapt, o să o Nu în partid, zona pe care... dacă nu mă înșel, nu, în organigrama partidului sunteți implicată în această, hai să spun, în comisie de specialitate, în elaborarea de propuneri de politică publică pe. Pe, asemenea zone, pe, pe, pe Da, da. Deci, dacă în primii ani am fost în Comisia de Industrie și Servicii și acolo inițiativele mele legislative duceau către IMM-uri, da. către Suneam, nu, nu neapărat la Parlament, ci și în organigrama partidului. A, 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 revin revin da. asupra acestui aspect. A, în ultimii doi ani sunt membru în Comisia de Muncă și Protecție Socială și e și fresc. Eu spun așa despre atât despre Comisia de Muncă din Parlament cât și despre Ministerul Muncă că însoțește românul de când se naște până când până când se duce în organizama în organigrama Partidului am fost pentru Jumătate de an Președinte în Consiliul Național Președinte al Comisiei de Cultură, Identitate și Valori Naționale Acum Consiliul Național al Partidului Social-Democrat Are o nouă conducere Urmează ca începând de săptămâna viitoare Să venim cu toții Cu propunerile pentru programul de guvernare Deja exact se lucrează, da, se exact lucrează La programul de să, guvernare Parte a proiectului pentru, pentru programul de guvernare, eu am două mari proiecte. Unul este unul ține de tot protecție socială și de cum putem noi face pentru a crea aceste politici de protecție socială dar cu viziune, pe o perioadă îndelungată. Vorbesc de perioada 2016-2020 este unul dintre proiectele mele și celălalt un proiect personal pe care îl voi continua pentru că eu nu pot spune că am o agenda actuală, am o agendă constantă și continuă da. O să discutăm, știți dumneavoastră despre da. ce, o altă inițiativă legislativă a dumneavoastră care par că acum parcă ar acum ar să fie amendată da, da. Da, da. Clatină, Dar înainte dar nu, de asta, cred. haideți să alternăm, să mergem puțin da. și pe o zonă politică dumneavoastră Acolo, în momentul în care veți elabora programul electoral, programul de guvernare tentația ar fi foarte mare să faceți referiri la realizări sau ceea ce percepeți dumneavoastră ca fiind realizări ale guvernului Ponta. Problema este că nu știm sigur dacă Victor Ponta va fi, va mai fi în Partidul Social Democrat la alegeri, cel puțin dacă ne luăm după gura lumii. Și credeți, credeți că, putem, credeți putem concluziona noi astăzi? Să știți, nu. că, să știți că dacă, dacă mergem pe surse, nu. Dacă mergem pe. Da, spun. Pe mine mă interesant în primul rând cum simțiți și care ar fi provocarea pentru oamenii care trebuie, sigur, când scriu un text de genul acesta, trebuie să spună, ia uitați, ăsta au fost succesele noastre, dacă Victor Ponta nu mai e inside, va fi puțin mai greu. De ce să fie greu? Eu cred că trebuie să-i dai cezarului ce ai cezarului. Eu cred că dacă guvernările Ponta, 1, 2, 3, vedeți dumneavoastră, de a ajunge la guvernare e o șansă, dar în același timp e și o povară. Povara de a răspunde nevoilor românilor de acasă. PSD-ul a avut șansa în ultimii 25 de ani, în ultimii 26 de ani, a avut șansă să fie de nenumărate ori la guvernare are șanse maxime să câștige și să aibă o majoritate în, după următoarele alegeri parlamentare. De ce să nu vorbim de guvernările Ponta și de uh, ceea ce au reușit a face bine și ceea ce au reușit a repara pentru România, dacă Victor Ponta nu ar mai fi în Partidul Social-Democrat? Da, 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 da. Ce cred, da. eu? Ce cum, cred cum eu? eu? Cum simțiți? Cum eu vedeți? în acest moment, dacă e să merg pe surse, cred că există șansa ca Victor Ponta să plece. Există șansa, spun. Uh, în același timp există șansa ca Victor Ponta să plece uh, urechea la tot ceea ce spun analiștii politici și sociologii, pentru că atât analiștii politici cât și sociologii, am văzut în ultima perioadă, spun că dacă ies, uh, nu dispară cum a dispărut, joană și ar fi păcat. Pentru că este da. un om tânăr cu potențial um, și care chiar a învățat fabulos de mult, cred că în ultimii șase, opt ani din viața lui. Și mă refer aici la politică, pentru că până la urmă ce e politica? Este arta diplomației și a negocierii. Da. Dar există un dar. Poate că există șansa ca actuala conducere a partidului să negocieze da. cu Victor Ponta. Pentru că eu cred că avem șanse maxime să câștigăm alegerile la parlamentare. Atât aici, acasă la Iași, cât și în regiunea Moldova, cât și pe plan național, și să avem o majoritate și să putem conta în formarea următorului guvern, doar dacă rămânem uniți. Da. Nu rămânem uniți? E riscăm, puțin mai complicat. Riscăm exact. să nu da, ajungem da. Să, să facem o majoritate. Nu că nu riscăm. Nu ajungem să facem o majoritate. Da. Acum, Real. Eu, da, eu, eu nu voi comenta prognozele noastre, nu voi oferi acum uh, nici prognozele mele. Sunt e asta. și imposibil. 35, 35, 35. Uh, dar discutând la nivel de eventualități, uh, multă lume spune, domnule, nu va fi o majoritate ușor de format de către noi, nu va fi o majoritate absolută a nimănui. Și atunci spun acești observatori, ne-am putea aștepta ca în cazul în care PSD e pe primul loc să apară tot un guvern așa de înțelegere, să nu-i spun subterană, dar așa mai uh -huh. în planul 2 cu PNL, cum aveți și acum, în cazul în care ies liberalii pe primul loc, probabil va fi tot Dacian Cioloș și sub uh, uh, flamura interesului național și a amenințărilor de tip de tot felul, cu Claus Iohannis în frunte ca tambur major, România să ofere impresia de unitate și frățietate. Cum, cum comentați o astfel de variantă? Eu nu exclud ceea ce dumneavoastră susțineți. Am urmărit, urmăresc și eu posibilitățile. E o variantă. Nu, nu, nu spun că așa Urmă, se va urm, întâmpla. urmăresc posibilitățile și absolut tot ce se emite în spațiu public. Dar acum, în acest moment, Partidul Social Democrat își dorește să facă o majoritate, își dorește să iasă cu un program de guvernare cu care să meargă în fața românilor, să-și prezinte programul de guvernare, un program de guvernare care să ne asigure majoritatea, pentru că am demonstrat în ultima perioadă că avem resurse inepuizabile și că putem să ne ținem de cuvânt. Nu asta este ceea ce își doresc membrii Partidului Social Democrat și liderii Partidului Social De, Democrat. Nimeni, nimeni nu-și dorește așa ceva, uh, nici ceilalți. Este, nu putea nici, este, nu știu, este adevărat și chiar avem, chiar consider că după rezultatele la alegerile locale avem șanse maxime să. să îi convingem pe români că programul nostru de guvernare este ceea da. ce România are nevoie. PSD de-a lungul timpului a suportat destul de bine plecările și putem discuta Victor Ponta pleacă da. sau nu. Uneori însă partenerii de coaliție se pot dovedi mai fragili, da, al de are al, de are, al să zic, propriile probleme la vârf. Partidul România Unită, sigur, dacă se rebranduiește, ca să folosesc un termen, se regândește Uh, și Partidul dispare România... naționalismul exagerat, iarăși ar putea să. Partidul România Unită cred că ar trebui să realizeze înainte de toate că E nevoie de organizare, de partid. Nu, nu poți să ieși în fața românilor doar așa cu un slogan și noi suntem schimbare și ce faceți voi și cum veți face voi și care e susținerea voastră. Eu cred că aici e o problemă. Eu chiar le-am urmărit activitatea și le-am urmărit campania electorale de la locale și consider că acolo mai au de lucru. Nu poți convinge românul de pe o zi pe alta. Românul este foarte, foarte atent la detalii și până la urmă ei decid oricât cât ne-am dorit noi. Să fim în majoritate, oricare ne ar fi politicile cu care îi îndemnăm pe români să ne voteze pe noi, oricare ar fi deciziile și negocierile politice și parte de diplomație, pentru că mai ți ținem cont și da. de această parte a diplomației, eu cred că românul este destul de conservator și este foarte atent. Ori acum formațiuni politice în noi au șanse să intre în Parlament. Să, să plecăm de la ideea pe care dumneavoastră ați emis-o chiar înainte de a începe emisiunea. Poate dacă Victor Ponta pleacă, are șanse să intre în Parlament, dar trebuie să ținem cont de un aspect. Are șanse să intre în Parlament, ea din electoratul nostru și poate și din al celorlalți câte un pic, care sunt dezamăgiți și au văzut că au văzut că nu se întâmplă nimic pe lângă ei sau în formațiunile lor politice, sau mă rog, unde cum au simpatizat fiecare. Dar asta înseamnă că ne dezechilibrează și pe noi și nici el nu reușește, pentru că așa a făcut și Joana. Și apoi eu am avut chiar, chiar avut că mă succese, în anul 2008 avut am avut, uh, după... da, în, în anul 2008 chiar uh, jos pălăria am, am urmărit activitatea și am susținut campania um, uh, Mircea-Joana. Și chiar am căutat apropierea odată ajungând în politica înaltă, chiar am căutat apropierea pentru că mi se părea de fiecare dată că are, are soluții, că are uh, politici demne de luat în seamă, de dezbătut, de susținut. Dar atât. Mi-am dat seama că este foarte, foarte mult declarație politică. România și problemele românilor la ora actuală nu se mai pot rezolva cu declarații politice. Așa, liderii vin și pleacă, unii dintre ei rămân ceva mai mult, dar organizațiile, elementul organizațional, Aceste. rămâne mai mult. În cea de-a doua parte a emisiunii vom merge sigur spre concluzie dumneavoastră ca membru al organizației ieșene după alegerile locale. Vom pune întrebarea la care. Cred că telespectatorii intuiesc răspunsul. Dacă doriți să mergeți mai departe, bănuiesc că va fi o competiție pentru accesul pe liste și la dumneavoastră în partid și vom discuta sigur și despre legea, să spunem așa, privind. Cu de, interzis de, publice interzise interzis. sau poate despre da. activitățile femeilor, nu? Și în mod evident. Revenim după pauză.